Ciorbă de ciolan a fumat. Oh, da. Ia să vedem ce se... Aprinde hot apuiul, că nu se vede lumina. Sigur. Așa, și s-o stingi să nu fie abur momentan. Nu e deschisă, da? Bun. Ba da, pentru că trebuie să pun. Știu, pui, închide-o ca să se audă bine, iubire. Nu, închide hota. Hota nu e dată, domnule. Bravo, bravo. Nu știam la ce te referi. Bun. Deci ia să ne spui ce cu ciorba asta, de ce o facem în primul rând? Deci ciorbă de ciolan a fumat. Cred că este cu siguranță mai altfel decât prepară mai majoritatea persoanelor. Poate că și eu și preparatul la fel. Dar cum ție îți place să fie un pic mai... Cum îți place ție să fie cărnița când... Cărnița cât mai puțin fiertă. Exact. Așa. Asta înseamnă... Deci să fie, așa zis, cât mai naturală. Ok. Asta înseamnă că e cea mai rapidă ciorbă din ciolan afumat posibilă. Bun. Noi, hai să vedem aspectele tehnice. Ingrediente. Deci ingrediente. Un ciolan, două, câte vreți. Eu am zis să-mi pună trei ciolane, dar e destul de mare. Crediți-mă, și a zis mai bine să-mi facă proaspătă în fiecare zi. O, da. Deci... nu vă înfrânați poftele. La masa de dimineață, de exemplu, asta o să fie prima masă a noastră a zilei. Da. Deci, prima masă aveți voie să mâncați ciolan. Deci, fără probleme. Ciolanaș. Exact. Iar aici avem așa. Morcov cuburi și păstârnac. Păstârnac rondele, morcov dat părăzătoare. Mie îmi place să aibă aspect, da? Să vorbești tu mai rar cu mine, ca să se audă bine. Ok. Aici avem ardei gras roșu, țelină, ardei alb gras, avem dovlecel, cartofii pe care eu îi ador. Cartofii aceia care au gust identic cu dovleacul, da. Cartofii americani roșii. Da, cred că... Cartof normal. Mi-a venit o idee. Wow, o țin pentru atunci. Bine. Iar aici avem o zeamă de lămâie. De zeamă de lămâie. Da, nu? Iar... aici, în mijloc de tot, avem un ardei iute, cam așa de micuț a fost. Un ardei iute nu contează. Așa, micuț. Place... Depinde de voi, de gust. Da. Puteți să-l puneți și cinci. Îmi place acesta micuț să-l țin mereu întotdeauna la, pe roftulețul de ouă, să se aerisească, să mi se usuce. Deci în frigider. Asta da, dar ce e de desubt acolo pâine? Unde anume? Păi sub asta. A, bravo! Aici avem... Ceapă verde și ridichi. Nu. No. A, ceapă, ceapă. Ceapă roșie și ceapă verde, da? Deci da. La fel, mie place să aibă aspect. Iar leușeanul și pătrunjelul. Bun, eu acum încep să gândesc. Ia stai așa. Deci aici ai pus cât? Un litru, două de apă, cât e? Două. Cred că cam 2 litri de apă. 2 litri de apă, da. Atâta. Cine vrea ca să nu cumpere niciodată în viața lui apă plată, să ne scrie. Nu este nevoie să vă cumpărați apă plată niciodată în viața voastră. Iar pentru gospodine, să știți că fierbe foarte repede acest cartof. Eu le pun pe toate odată și în 5 minute le-am... Deci cartoful roșu, auziți, fierbe foarte repede. Foarte repede. Deci... Cred că gospodinele care știu că a trecut anul și mai au din sacul de cartofi vechi, acei cartofi se fac mult mai repede decât cartofii din anul respectiv nou. A, deci cei vechi se fac mai repede, asta da. E bine. E, cam așa este și procesul acestui cartof. Atât de repede se face. Punem cartoful. Deci ai pus cartofii prima oară. Da. Dar tu nu o să folosești oala sub presiune, nu cred. Sau o folosești? Nu, nu, totul o să fie descoperit. A, deci o folosește ca pe oală normală. O folosesc pentru că și gustul mâncărurilor este mult mai... mai bun. Da, deci este mult mai gustoasă. Da, trebuie, dacă eu zic, fierte puțin puiile, nu? Da, nu le fierb puțin? Că o să le fierb 5 minute pe ceat. Dar de ce nu bagi și carnea? Păi acum o să bagi și carnea. Mai că astea trebuie să... A, și carnea o faci tot așa, 5 minute. Da, exact, o să le fac pe toate... Super tare. Da, bun, pâinică cam puțină. O să mai facem bonus. Pâinică. Ai, doar să... Ai, o să vă facem și un bonus azi. O să vă spunem bonus, bonus, bonus. Da, uite, vezi, noi. Dar asta de ce n-ai tăiat pâine, Selina? Aia ne-a rămas nouă. Nu, aia o mâncăm noi separat, da? Da, doar că am pus acolo pentru a nu mai... Deci, atenție, fiecare își pune legume după gust. Da. Îți plac mai mult...
Da, aici ce vede? Leușteam și mărar. Da, leușteam nu este jos, mărarul e deasupra. Da, vedeți, e destul de, adică e ca lumea. Folosiți verdețuri. Și deci, hai să vă spun eu secretul. După ce începe ea să pună, eu vă mai spun niște secrete. Iar acum? Aoleu! Ciolanul! Ia uite-l! Vrei să-l înjumătățesc sau ți-l las așa? Nu, iubirea mea, așa-l vreau. Aoleu, Dumnezeule! Așa că gândiți-vă... Sau bada, hai, înjumătățește. Chiar în patru sferturi, hai. Că nu contează, tot aia e. Numai că eu vreau, eu dimineața îmi place să mănânc partea cea mai grasă, vreau într-un și restul la parțile uscate în câte vrei tu pâine. Deci partea cea mai grasă o mănânc acum de dimineață. Partea cea mai grasă, uite, o să facem așa. Cu toată pielea aia, îmi place pielea. Îi place pielea. Șoriciul ăla. Bine, piele, șorici. De fapt, piele, da, dar nu e. Așa, deci asta. Bine, nu știu acum neapărat dacă mănânc pe toată, dar oricum. Și aia poți să o împarți, eu zic. Uite, o las așa. Da, merge. E mai ok, să fie un pic o diferență de merge. Legume, că dacă le facem pe toate... Deci, fetelor, băieților, făceți-vă poftele, totuși o mâncare sănătoasă, că e carne cu legume. Este spălat ciolanul, da? Și pe cum a pus... Da, deci ciolanul spălat. Noi luăm... De la Matache. Da, de la Matache, mega imagine, adică... De la Matache este cel mai bun, la ca gust. Da. Și ca ai unul în frigider, pui la îndemână? Sigur că da, merge. Hai să vă și arătăm. De oriunde puteți să luați. Și în Kaufland, oriunde luați. Dar atenție, al nostru cred că e afumat. Scoate-l pe da. Deci dacă luați crud, dacă luați crud, trebuie altfel fiert. Trebuie fiert ca lumea. Da, dacă la crud nu place. Deci 85% carne. A, și stai să punem la lumină. Deci, bine, asta e. Da. Asta e. Eu la deci noi luăm din Mega, dar mai ieftin e, cred că în Cora, în Cafla, în Daușan, Metro. În Metro e cel mai ieftin. Da, ăsta de Matache neapărat. Da. Nu știu, eu punctez pe ăsta pentru... Oricum noi cumpărăm, mâncăm cam o dată la două săptămâni. Da. Și acum hai să vă spun eu secretul. Tu mai ai ceva secrete pentru ei? Sare, piper și... Bun, hai să încep eu acum să vă spun varianta de bărbat. Cred că e prima sau a doua oară în viața mea când văd... Sau hai să zicem a cincea oară când văd cum se face o ciorbă. Dar bine, ciorbă de la A la Z n-am văzut cam niciodată. Deci e practic prima oară în viața mea când văd că se face o ciorbă și vreau să știu, draga mea, de când suntem de 3 ani, câte ciorbe mi-ai făcut? Bine, da, să-mi ciolan, vreau să zic. Ciolan? Crede-mă, am avut anul trecut o perioadă, cred că am făcut de vreo 6-7 ori. A, deci am făcut de vreo 20 de ori, să zic. Da, cam așa. Deci de 3 ani în 20 de ori. Ideea este că noi, acum e aproape începutul 1 decembrie în anul 2020, și câteodată avem chef de ceva fierbinte. O, Doamne, da. Trebuie câteodată. Noi, nouă ne plac, știți că ne plac. Asta acum încep eu să vă spun secretele. Și chiar aș vrea, de fapt, Andreiușca. Ce anume? Pe viitor. Dar bine, o ciorbă odată la două săptămâni nu-i problemă. Dar să vă spun de ce e totuși, o numesc eu problema. Când... fierbem toate legumele acestea minunate 5 minute, se pierd vitamine și enzime, care, părerea mea, e o risipă. E ca și cum dintr-un măr bun arunci jumătate pe geam. Bine, pe geam tot e bine, că îl mai mănâncă la noi în zona unde suntem noi, sunt arici. Îl mănâncă arici. Avem arici? Și ador. Însă... Anul trecut au călcat doi. Da, au călcat mașinile doi arici. Da, vecinii nu sunt foarte atenți. Gonesc ca la raliu. Bun, trebuie să prind și lumina în ochiul de aici. Crezi că vine? Cu toate că este nici măcar 12 ziua, e totuși un pic întunecat. Îmi doresc eu pâine pentru telespectatori. Cum vrei tu. Deci secretul este pe cât posibil amânați ciorbele și încercați să vă faceți doar... Bine, în funcție de ce dinți aveți, puteți să mâncați și ciolanul crud. Dar mi se pare cam ațos. Sunt persoane care mănâncă. Trebuie să mă muștar și usturoi da. Și mănâncă. Dar dacă îl vreți cald, puteți... Dar nu se poate pune, că și că am făcut noi și în tigaie. Da, merge. Da, merge și deci merge ca friptura. Merge și fript.
scoate. Da, deci îl frigeți un minut, două, uitați, în tigaie, în tigaie. Da. Și ideea este să mâncați legumele crude. Asta, de fapt, tot asta vreau eu să vă spun. Deci legumele crude, oameni buni. Da, crede-mă, dacă au ciorbiță, mai păcătuiești și la o ciorbiță. Așa, da, dar și ce zic eu, dă un pic până așa, dă focul mai tare, puiul. Bun, până începe... Ok, aici n-are avem piper, toate sortimentele, sare și piper negru. Eu consider cam, că și piper... E cam o jumătate de linguriță, acum, o linguriță. Imediat vedem cât este. Păi nu, toarnă acolo direct. Păi da. Nu, toarnă păi de acolo și ce rămâne, rămâne. Eu cred că este fix o linguriță. Yeah. O lingură rasă. Cred că exact măsura asta, care lingura noastră nu este foarte... Da, bine. Exact, da. E o lingură rasă. La cantitatea de apă care este 5 litri... Da, este... e o oală plină, plină. Este ok. Nu se... Bun, simt. Deci cu degetele. Vrei tu cu degetele? Ia să vezi cum dau eu. De ce să-mi murdăresc degetelul? Că rămâne pe deget. Da, e bine. Asta nu-mi place. Dar știți, când vrea partea masculină să spună ceva... Dar nu începe acum puiile să faci ăla, pâinică? Acum o să încep să fac și pe aceea. Facem bonusul acum. Oricum avem filmare separată, numai că astăzi... Hai să aduc ea. Hai, între timp... Cine nu vrea dezvoltare personală să dea un pic mai departe sau să dea pe viteza 2, chiar vă recomandăm câteodată, sunt niște secrete la YouTube, puteți, mai ales că eu vorbesc mai rar, puteți să dați lejer orice video al nostru la viteza 1.25 sau 1.5 chiar. Eu multe videouri de pe YouTube le ascult chiar la viteza 2 câteodată, că pierzi timp mai puțin. Deci ascult un video de o oră în jumătate de oră. Dacă vorbitorul vorbește la ritmul meu încet, dacă vorbește repede, nu mai înțelegi nimic, merge la 1.25, merge. Ok, iar acum pentru că am folosit aici, știți un pic, cârpița să nu îmbârsim blatul, l-am întors și pun cârpița. Da, ăsta e un secret. E o metodă a mea care da, nu mi se pare un secret foarte bun. Blatul. Bun. Și tot stai să-l frești cu soluții, nu prea e ok. Bun. Acum începem, dragilor, acum o să fie dezvoltare personală, dragilor. Să ne scrieți, vedeți că pe canalul celălalt de mental, aoleu, asta e bonus acum. Okay. Hai să vă explic. Cine urmărește filmările noastre știe că ni s-a cam terminat făina. Făina integrală, măcinată la moară de pietre. Deci o ador. Da. Tot cine vrea să ne spună, poate îi putem furniza. Tot. Și haideți să vă spun acum. Iar aici? Oricum avem filmări. Cine nu știe de filmările acestea, să ne scrie și le dăm noi. Deci acum facem o pâine, că n-am mai făcut, cred că nici Andreea în viață eu niciodată. Pentru că n-am avut destulă făină, am pus cam 25% mălai, nu? A fost jumătate cană. Deci câte căni de făină pui? Am avut două căni de făină și jumătate de cană de mălai. Deci două căni de făină. Imediat. Stai că aduc eu cana. Aici este. Hai să vă arătăm cana. O cană normală de 200 ml. Da. Deci o cană normală, da? Da. Și eu am pus jumătate de mălai. Atât. Ok. Las-o aici, momentan, te rog. Deci o cană normală ai pus două căni de făină, da? Da. Și jumătatea de cană de mălai. Da. Și ai lăsat-o, atenție, am lăsat-o la dospit toată noaptea în balcon la 10 grade, deci. Iar, bine, cu drojdie. Am pus jumătate de drojdie proaspătă. Spre rușinea noastră n-am apucat încă să facem maiaua. Oh, nu. Dar vă promitem, o să facem când ne sosește, că nu mai avem făină. Da. Când ne sosește făina minune. Făina minune integrală măcinată la piatră, care germenul de grâu nu se distruge de tot, o să facem, începem să facem și mai ea. Deci noi pâine tot așa, mâncăm, câteodată nu mâncăm două săptămâni, dar acum am mâncat cam o dată pe săptămână. Oricum, la masa de dimineață este foarte bine.
Atenție, dacă faceți și efort, doamnelor, dacă sunteți sedentare, nu vă recomand decât cel mult o felie. Vă cumpărați din... De fapt, de unde vreți vă cumpărați, dar să fie pâine cu maia. Și din aia o țineți, cred eu, în frigider, ca să nu se strice, mâncați o felie doar. O felie. Este foarte sățioasă. Ia uite, e și minunăție. Da, mie îmi place să aibă culoare mâncare. Da. Nu îmi plac mărunțite, da, toate nu. La același... Exact. Nu, îmi place să se diferențieze fiecare. Exact, bravo. În și mie așa îmi place. Timică este. Bun. Ok, iar acum, cum am am pisat drojdia, da, un... O, e filmarea puiului, nu-i conform filmării? Ba da, doar că în apa cu drojdie am tăiat, credeți-mă, cred că foarte mărunt, aproape 2 mm pe 3 mm bucăți de cartof crud. Aha, deci ai pus și cartof, cât un cartof, nu? Da, un cartof e foarte mic, adică cât un ou, nu mai mare. Oricum, încă o dată, cine vrea să știe cum facem noi pâine, avem filmare total separată. Da. Numai că acum am pus și mălai și bucățele de cartofi mici. Da, 2 mm pe 3 mm. Cât? Adică cât un vâr de chibrit, uite, cam așa. Cum e catranul? Eu ce zic, cât un vâr de chibrit? Cum e catranul de la chibrit? Deci, chiar mai subțire, bineînțeles, și mai mic. Ca un sfert de unghie, hai ca să înțelegeți. O zecime din unghie. Bine, nu contează. Ideea e mici. Sau și mari. Dacă le plac mai mari, ce are pâine? Bobul rotund de orez. Sau ca un bob de sâmbure pâine. Uite, bobul rotund de orez. Este suficient. Da, da, da. A, știi care e treaba? Eu zic, fiecare să-și taie cum vrea. Unii și mai mari merge. Eu l-am tăiat așa. Știi cum merge pâine? Chiar merge chiar ca un cartof prăjit merge. Pentru că se fac ca și cartof prăjit fără ulei. Eu zic că merge și dacă răzătoare. Doar că da. Mi-am dorit bucățelele acelea. Pentru a ajuta și da, ca să poată să se umple. Că bine, ea a frământat cât? Un minut? Două? Cât ai frământat? Da, nici 2 minute, nu mai mult. Bun, deci ideea este, secretul care vi-l spunem, dacă nu vreți să ascultați video acela cu asta, cu pâinea inimă, secretul este să nu vă mai chinuiți să crească aluatul la cald. Nu avem ulei, da? Da, deci nu avem deci, ulei. Nu avem ulei. Noi nu gătim cu uleiul. Uleiul pentru gătit este, în primul rând, dați bani pe el și e inutil și e toxic în momentul când îl puneți pe foc. Bine, se va descompune în compuși toxici, exact cum faceți, vă mai dăm încă un secret. Și eu am cumpărat poate ani de zile pâine cu semințe, total greșit. Sunt inutile. Semințele prăjite tot așa se descompun în compuși toxici și nu-s bune. Adică fac burtă mai pe scurt. Simplu. Acum ce șmecherii faci pe mine? Spăl orezul pentru ciorbiți pe care o să-l pun și acesta la fel. Aha. Păi n-ar trebui pus că la se fierbe? Păi da, acum. A, deci îl spală, știți cum. Se doar spală. A, dar pune puțin de tot. Doar 3 lingurițe, nu mai mult. A, pui mai mult așa de sămânță. De design și de un pic de gust, care și el gustul lui special. Bun, ideea este să spală în apă caldă, știți asta, fetele? Da. În apă caldă, în vreo 5 ape, se spală. Dar, de fapt, văd că ăsta nu prea murdat. Bun. Hai că a sosit momentul de dezvoltare personală. Succesul puiul meu, asta e bine și pentru tine. Ea n-a auzit asta niciodată, cred. Ia, dar oricum, și eu care le-am scris cu mâna mea, le uiți, domnule, le uiți. Ce să mai, ăsta e cuvântul. Pui de focul mai încet, că arde da. Fierbe tare. Gata. Nu. Da, bun. Da, e ok. Deci focul, da, e bun. N-are rost să fiarbă cu cât, hai să vă mai vând un secret, fetele, cu cât fierbe mai mult, da. Iese aburul ăsta, este apa distilată cea mai sănătoasă posibilă. Deci ce iese prin abur este cea mai bună apă din viața dumneavoastră. Okay. Iar acum pun și orezul, pentru că nu îl lasă ceaba să fiarbă.
Dacă păi cât, un minut, două mai țin, nu? Legumele. Păi nu, din momentul când începe să dea un clocot, păi atunci, crede-mă. Uite-mă, uite-o pune. Abia a început să dea, 5 minute de acum acolo. Bine, 5, hai că spun 10 minute, cel mult, depinde de... Nu, nu, eu vreau 5 minute, pui de, te rog frumos. Că nu vreau să strigi mie vitaminele și enzimele. Ok, deci închipuiți-vă că de multe ori gospodina trebuie să se... Păi dacă bărbatul stă în bucătărie, da. Și mănâncă... Și așa după aia punem un pic după ce se fierbe capacul și oricum mai stă un minut, două, cinci fierbine. Deci ați găsit, da. Bun, ia să vedem că vreau să vă filmez, să vedem cum reacționează. Scăpare să nu stați mult în bucătărie. Că e bărbatul perfect. Hai să vedem cum reacționează. Vrei să știi puiile din ce ai constituit succesul? Da. Te ascult. Din 80% psihologie și 20% mecanică. Adică 80% vine din cap, okay, și 20% vine din muncă, să zic efectivă. Dar mai întâi trebuie să gândești bine. Și iarăși, harta mentală, puiile. Inimia. Atunci, deci, pâinea, deci, nu vă vine să cred. Deci, e una, în momentul când iese, are altă consistență și greutate. Nu știu, miroși, deci, miroase demențial. Da. Din momentul când și vedeți, pâinea, noapte, iarăși un secret vă dau. Pâinea, când o lăsați la dospit mai mult de 5 ore, cum am stat noi, minim, la noi am stat, cred că 12 ore, vă scade, cine are intoleranță la gluten cam dispare, deci prin procesul ei de fermentație dispare toleranța la gluten pentru dumneavoastră. Deci dacă sunteți intoleranța, de fapt, dacă sunteți intoleranți la gluten, puteți să mâncați pâine care s-a dospit. Inimioara. Mamă, dacă de... Parcă e și mai bine acum puile să face, nu? Da. Nu? Da. De la ce oare? De la mălai, de la cartofi? Și mălai, și cartofi. Da, ai dat drumul la foc? Da, este. Aha. Bun, deci este, vedeți ce frumos face pâine proaspătă. Eu, cu toate că sunt deștept, era să fiu foarte prost. Toate aparatele alea de făcut pâine sunt total inutile. Inutile, sunt o prostie. Doar dacă ai altă activitate. A. Și nu-ți dorești să pierzi timpul la așa. Care mă pierzi timpul? Că în timp ce se face ciorba, toate femeile fac ciorbă, puile. Da. Și în timp ce fac ciorba, fac și asta. Care e problema? Eu nu înțeleg. Da, nu știu. Sunt femei și femei. Care își doresc? Femei, păi care nu, e doresc. Femeile și care-i treaba. După aia se plâng că au de spălat vase, că e destul de greu de spălat ăla de făcut pâine, puiul, că am avut și eu. Crede-mă, nu-i mai greu ca un cuptor. Da, dar și știi ce e rău la ăla de făcut pâine? Îți spun exact. Deci, de fapt, bine, și ca la noi, trebuie să-ți faci, nu merită să faci puțină pâine. Deci noi facem acum, dacă cred că 5 inimioare o să iasă, 5 sau 6. Care e 5, mă, pâine? Că crede-mă. Să iasă vreo 7? 3, 4, 6. Nu contează. Bun, ideea este, doamnelor, că n-aveți nevoie de mașină de făcut pâine, este total inutilă, plus că mașina, o spun de acum, pâine, durează minim jumătate de oră. Păi? Da. Păi am zis minim, nu mai țin minte, dar cred că și mai mult. Nu știu. Și plus că sunt, nu se dospesc ingredientele așa bine, nu vă recomand. Nu vă recomand, plus că e un aparat în plus în casă, se pune praful, nu mai zic că da și bani pe el, Doamne ferește, se mai și strică. Da, o să iasă 6. Și poți să te și arzi, spune tu, și cât de tare se încălzește ăla? E foarte chiar periculos dacă ai copii. Crede-mă, iubire, că am avut și eu cuptor de făceam prăjiturile în el. Și pizza imensă. Cuptor electric? Da. Stil clocitoare. Era din Turcia adus. Era o dată. Și crede-mă că atunci am făcut perioada... Cum făceam pentru... pizza imensă. Deci așa era tava. Și făceam două rânduri de alea. Și cred că știu cum este la acea... mașină, da, de pâine, tot cu rezistență. Așa. Bun. Hai să vorbim de dezvoltare personală. Nu mai vorbim de papii nesănătos. Da. Deci mâncați cât mai simplu, oameni buni. Asta e secretul vieții. Cât mai simplu.
culori la masă, nu amestecați brânză, ouă și carne la aceeași masă. No. Ori brânză, ori carne, ori ouă. Exclus. Ăsta e cel mai mare secret. Și încă un mare păcat care puteți să-l faceți. Pule, te rog frumos, gata, stinge focul. La ce te rog? Au trecut 7 minute. Deci te rog frumos, mie nu mi-a fiert nici ceapa. Nu, te rog eu mult. Las-o așa, că așa vreau eu să o mănânc. Da. E dorința mea. Stinge-i focul, pui. O să-i pun capacul ei, te rog frumos. Păi, bine. Capacul ei. Pune. De ce nu pui farfuria, nu înțeleg? Pentru că nu o pun. Am nevoie, ai spus că trebuie să rămână încă în temperatură, da? Iar eu să-i pun capacul ei. Păi, bine, hai, pune. Este mult mai... Oh, nu mai lăsa nici măcar să-i pun zeama de lămâie, Dumnezeule. Păi pune-o acum, las-o acum, că acum? Tot aia e. Da, mă, las-o, mă, mergi pe mâna mea. O, Doamne, deci asta nu e rețeta mea. Credeți-mă. Mergi deci, pe mâna mea. Hai, mă, pune, nu mai vorbi atâta. Eu aș proceda altfel. Pune zeama de lămâie și gata. Pentru ca să fie cât mai proaspătă. Doamne, dar tu... Deci, no comment. Deci, dragi bucătari și bucătărese, nu este... Eu nu o procedam așa, eu mai lăsam să fiarbă cam 5 minute. Nu, eu nu vreau, pentru că îi scoatem vitaminele. Ok, de acum încolo, pentru că îți place de fiecare dată mâncarea când o gusti și ești servit și te înfrupții din bucatele pe care ți le pregătesc, de acum încolo mă lași să-mi fac rețetele mele, pentru că ceea ce am făcut astăzi, cu siguranță, nu are același gust ca ciorba obișnuită. No, ideea e că tu le zici la fete că trebuia să zeama de lămâie la început, nu? Nu! Trebuia să mă mai las și să mai înfiarbă puțin și dovlecelul care este nici măcar... Lasă că vreau așa. Aproape... Lasă-l așa crud. Pune repede capacul și mai discutăm după aia. Dumnezeule mare. Deci, și o să vă povestim cum e după ce o mâncăm. Eu aș fi lăsat să fiarbă și legumele. Eu nici nu vreau să amestec în oală, să văd dacă mi-a fiert orezul. Deci nici nu vreau să mă mai enervez. Da, exact. Că... Las că mâncăm și crud, ce are. Nu știu. Deci dacă astăzi se mănâncă ciorbă crudă, nici nu vreau să mă gândesc. Deci deja mi-ai tăiat ăla, nu să mai mănânc. Pe de bune. Multă. Ideea este trebuia că lași, tot timpul e bine să încercați. Ce să încerci, Dumnezeu? Uite cum, tu ai făcut vreodată în viața ta pâine cu mălai? Nu. Crede-mă, păi vezi? Deviază de la subiect. Ba da. Ești meche. Deviază de la subiect. Să știți că bărbații sunt cei mai buni bucătari, clar. Ok, dacă metoda ta de astăzi metoda. O să fie o surpriză pentru toată lumea și pentru mine, dar aș vrea să văd. Nici vreau să mestec. Dar de ce nu? Aia o punem la sfârșit. Îmi pun mai cum și deasupra ta. Deci credeți-mă, dacă știam că face așa... Ia auzi, Arafat, panica care minciunile. Bun, puile, hai să spun acum, deci, acum, ce să trebuie să ne facem harta mentală, deci noi vorbim de succes, da? Da. Deci încă o dată, 80% psihologie, 20% mecanică, harta mentală este făcută, unul, din convingeri, din crezuri, adică de genul eu cred că, aici Andreea e cam specialistă cu crezurile, eu cred că, vedeți cum zici, cum am făcut cu ciorba, dacă tu ai făcut 27 de ani sau câți ani ai făcut ciorba așa, mergi și pe mâna mea. Deci să nu ai... Atât adică nu primești reclamații, deci atenție, așa se face succesul. Cu cât, ce te-am învățat eu acum vreo săptămână, două, dar bine și mai de mult. Dacă nu greșești, înseamnă că nu faci. Deci noi, invențiile, puile și inovațiile s-au făcut prin schimbări de la reguli. Deci noi dacă nu schimbăm... Totuși... Nu e niciun totuși. Ești de acord că se pierd vitamine și enzime? Da sau nu? Bun. Logic, da. Eu nu vreau. Eu vreau enzimele și vitaminele să stea în burta mea. Să nu se ducă în abur. Ok. Asta înseamnă că este rețeta cea mai convenabilă pentru toate gospodinele. Cât mai puțin în bucătărie, așa că... Da, exact. Cât mai puțin în bucătărie... Și nu puteți reclamații, pentru că așa sunt dorințele. Să vă iubiți cu copiii și cu bărbatul. Bun. Deci mai mult timp pentru dragoste. Eu asta vreau. De ce nu? Deci din convingeri, încă o dată, harta mentală trebuie să ne-o facem. Din atitudine, puile... Adică atitudinea, cum o am eu acum.
Hai să încercăm. N-are rău, n-are cum să fie. Tu știi că tu ești de acord că toate ingredientele alea noi le mâncăm crude? Da sau nu? Asta e adevărat. Păi bun, și acum sunt un pic încălzite. Ce are? Și spun, da, nu mai. Nu, o să te fac, fii atent, o să te filmez exact când mănânci și o să vedem dacă e bună. Bun, la sfârșit vedeți că o să avem exact masa noastră, ce o să mâncăm. Deci, aoleo, o să-mi faci și mie muși, dă-i puiule. O să-l fac. Nu mi-am mâncat să-l fac. Hai că poate da, dar n-ai, nu contează. Bun, deci ideea e că ciorba într-un fel s-a terminat, totul s-a terminat. Cine mai vrea să stea acum la video? Deci, Doamne, că poate că s-a umflat, că... nu? Da. Deci cu mălai, vedeți că s-a umflat? Ia pui de ea. Deci, da. E foarte mult. Ia, ia. Păcat că n-am filmat-o. Bun. Deci din convingere, atitudine și acțiune, pui de. Trebuie să iau tigaia cealaltă. Să le fac pe toate odată. Da, nu-i timpul. Ia ce frumos e, mamă ce frumos spune aici. Trebuie să inițiați acțiunea DOC, adică DOC, deconectarea de la operatorul de cablu. Ăsta vă îndobitocește, doamnelor și domnilor. Eu știu, mai ales între ghilimele, când mă mai duceam pe la tata și de la tatăl meu, domne, se uita obsedat la toate știrile, de la toate televiziunile, știi că încep de la 5, la 6, la 7, la 8, la 11, la 9. Doamne, la toate știrile se uita, dar toate erau la fel. Că a violat la găina, că a murit acum de coronavirus, că au murit 100 de coronavirus, care oricum mureau 1000, acum da, mor mai puțin. Mă uit să mai dă știre când se naște o minune. Nu, nu, că nu e, toată lumea interesează de moarte, când a deraiat tramvaiul, când au murit trei pe autostradă, când a murit motociclistul ăla, când... Deci doar moarte, 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 sânge. Deci prima treabă care o aveți de făcut, DOC, deconectarea de la operatorul de cablu. Noi de cât timp nu avem televizor, pune? Ia zi-mi exact. Păi de 2 ani și 9 luni? Deci de cât timp? 2 ani și 9 luni. Ați auzit, da? Deci nici măcar noi suntem deconectați cu totul, că nu avem deloc televizor. Noi ne uităm pe YouTube, ne scrieți nouă. Când vreți, când nu știți ce să faceți, ne scrieți nouă. Dar bine, oricum, tu care te uiți, ești deștept deja. Că dacă te uiți pe YouTube, deja ești deștept. Doamne, nu mai am nevoie decât... Poate să crească, deci nu vine să crească. Mami, îmi vine să o mănânc așa nefăcută. Crede-mă că n-ai cum să mănânci nefăcută. Atenție, aproape ora 1 și noi nu, eu am mâncat maxim, cred că, 30 de boabe de rodie până la ora asta. Am băut un pahar cu apă, tu ce ai mâncat pâine? Câțiva. Trag de până ca să termin, ca să scăpăm de ele din casă. Nu, eu nu vreau pâine, de ce că astea le mâncăm? Atenție, să vă vindem un secret, cum să nu porți bodniță pe stradă. A, da. Mergi cu niște dăștea în mână, poți să mergi de la București la Pitești, că n-ai nevoie de bodniță, zici că mănânci. Deci când mâncați, nu aveți nevoie de bodniță. Bun. Și aici să știți că tigaia tot la fel, nu are ulei. Nu are ulei. Deci nu are ulei. E mai deloc lucioasă pentru că s-a... Da, noi nu o spălăm decât cu apă. Vă povestim. Cine vrea să știe cum se spală, dar vreau neapărat să facem un video cum se spală tigăile. Păi. De fapt... Deci, procesul e foarte ușor. Ne scrieți. Cine nu știe cum se spală tigăile, ne scrieți. Da, noi nu folosim detergent nici măcar un gram. Deci nici măcar un gram de detergent pentru tigăi. Nu, că le strici. Bun. Și vă recomandăm să folosiți numai detergent ecologic. Ăsta e detergent ecologic, da? Cine nu știe de unde să-l cumpere, să ne scrie. Deci nu se cumpără nici din Lidl, nici din Mega Image, nici de la Metro, nici de la Cora, nici de la Ocean. Bun. Bun. Și acum iarăși un mic secret. Bine, pentru mine nu e mic, dar pentru voi s-ar putea să fie... Pentru... Da, e un secret mare dacă nu-l știi. Uite, mai ales pentru tine, pule, tu
L-ai auzit, dar cred că l-ai uitat. L-ai auzit, cred că odată în viața ta. Se numește Reticular Activating System. Adică sistemul activator, să zic. Uite, îți dau un exemplu care la voi, la femei, cred că e genial. Tu ți-ai luat astăzi o rochie. Da? Da, păi de. Da, să zic, nu. Tu ți-ai luat astăzi o rochie. Nu, e un exemplu. Okay. Tu astăzi ți-ai luat o rochie. Ești de acord că de acum încolo ești ca un radar și o să vezi orice femeie care are aceeași rochie? Ești de acord că o să fii mai atentă? Că îți dai seama, cum ai luat o rochie? Așa. Să zic că ai luat dintr-un raion unde erau 100 de rochie. O să-ți vezi toate femeile cu rochia aia? Nu o să fii mai atentă la ele? Sau mai mă, la niște pantofi, nu pe bune acum. Adică tu când te duci la o petrecere și ai rochia aia și dacă mai vezi una cu rochia aia, nu te uiți la ea? Exact. Asta se numește Reticular Activating System. Hai să vă spun eu, că ea poate nu e concludentă, dar vă spun eu de la bărbați. Dacă eu mi-am luat, să zic... Dar nu mă caracterizează pe mine. Bun. Hai să vă spun eu, poate înțelegeți de la mine mai bine. Povestea bărbatului acum. Eu mi-am luat o Skoda, să zic, da? Eu mi-am luat o Skoda superb. Și din momentul ăla eu voi fi foarte atent și voi vedea numai Skoda superb. Da, sau dacă am BMW, adică BMW, mai pe românește, eu o să fiu foarte atent la toate BMW-urile. Asta înseamnă... Sau tu vrei să fii slabă sau ești slabă, o să te uiți la toate femeile slabe. Și tu o să te uiți urât la femeile grase. Nu mă uit, doar că înseamnă că nu știu canalul nostru, femeile grase. Asta e ideea. Deci dacă ești grasă, să știi că dacă te uiți la noi, nu o să mai fii grasă. O să fii slabă și frumoasă. Bine, depinde dacă vrei. Dacă vrei să fii grasă, mănâncă ce mâncăm noi acum seara. Și te îngrași. Asta e bucățica de carton. A, uite bucățica de carton. Da, exact, ca un orez. Foarte mică. Da. Mamă, o să fie superbă. Aoleu, îmi vine să las video-ul ăsta jos. Bun. Astea sunt făcute. O punem pe asta aici și închidem ochiul ăla. Bun. Hai, din ce să vă mai spunem noi din dezvoltare personală. Da, și asta care o știe Andreea. Deci veniturile noastre, dragi domni și doamne, sunt media celor 5 prietenei noștri. Deci dacă avem 5 prieteni cu salariu de 2000 de lei, noi o să avem 2000 de lei, vă garantez. Dacă aveți 5 prieteni grași, voi o să fiți grași. Dacă aveți 5 prieteni care vorbesc ca la ușa cortului, voi o să vorbiți ca la ușa cortului. Nu. Bun. Cel mai dezgustător. Exact. Focusul contează. Unde ne concentrăm gândurile? Acolo hrănim energia. Ce vreau să obțin? Foarte bine. Super bine. Super, super bine. Vedeți că avem cine vrea limbajul transformațional. De exemplu, cum să nu mai ai probleme în viață. Sau cum să nu mai invidiezi pe nimeni. Sau de ce să nu îți pui silicoane dacă ești femeie? Le găsiți, ne scrieți și le găsiți pe canalul nostru de mental. Ăsta e canalul nostru de sport. Noi mai avem un canal. Bun. Bun, bun, bun. Ia să vedem ce să vă mai... Ia spune și tu ceva din inimă, pâine. Ce ai învățat în ultimii 3 ani? Ceva frumos care... Ai simțit cel mai bine că te reprezint. Ia zi-mă, puile mă. Să muncesc la sală să câștig medalii. Bun, hai să zicem, bun. Acum ai 1000 de medalii. Bun, și care e mai departe azi, în pasul următor? Ia. Ai 1000 de medalii acum. Un milion de medalii de aur. Ai 1 milion. Mai departe. Hai, puile, stai. Să am sala mea. Deci tu, de fapt, nu vrei 1 milion de medalii, vrei să ai sala ta, puiule. Sala și să fie plină cu medaliile mele.
Ale noastre. Bun, hai să zicem, ai o sală plină cu medaliile noastre, mai departe. Păi ce, să încerc să-mi fac viața cât mai, să fie cât mai minunat. Adică, păi că tu n-ai o viață minunată, eu zic ce așa. Indiferent de ce ne conjoară, asta ce înseamnă? Să încercăm să dăm valoare persoanelor care sunt în jurul nostru. Nu, ascultă la ce mă refeream, că dacă tu m-a pus pe mine de ceea ce gândești tu, ești tu vinovat, nu eu. Așa. Bun, deci ai sala și medaliile, bun. Așa. Și m-aș bucura ca persoanele care vin la noi la sală, da, să aibă zâmbetul de bucurie din suflet, nu face falsitate, pune, și în rest sunt copii. Aha, deci... Deci aș vrea, m-aș bucura să dăm valoare, să fie dragoste, să fie o lume mai bună, să dispară, da, de toate... Oricum, dacă tu te uiți, dacă, eu zic așa, că cine a ajuns în secunda asta... Cine a ajuns, te iubește, mami. Cine a ajuns în acest moment la video, eu îți garantez că ești un om special. Deci îți garantez cu mâna pe inimă. Deci dacă tu ai urmărit tot video, ești un om care vrea mai mult de la viață și o să ai de fapt tot ce îți dorești dacă comunicăm împreună. De fapt nu avem cum să comunicăm separat. Fiecare, noi vom învăța de la tine, că și tu ești foarte deștept sau deșteaptă, și tu o să înveți de la noi. Deci toți avem de învățat. De ce ai înțeles? Că nu mai vreau decât acolo unde stăm noi să fim înconjurați de oameni buni. De vibrații sincer, pozitive. De vibrații pozitive. Deci nu mai vreau falsitate și toxicitate. Acum ai înțeles ce vreau? Da, e bine. Okay. Să fie lumea, da, mai bună. Tu știi că stai cu mine cam... Să zic am non-stop așa și simți ceva toxicitate, iubire? Da, da, nu, ce-ți veni? Bun. Doamne, cum te poți gândi la așa ceva? Păi tu ai deja. Ești mică. Tu, ceea ce vrei tu ai deja. Crede-mă că... Da, tu vrei de fapt să bucuri mai mulți oameni, mă, da, dacă aș avea o putere, aș face să fie numai bunătate și sinceritate decât falsitate și răutate. Deși ia uite, puile, ceva frumos. M-am săturat de atât rău. Și că există un motiv, puile, pentru care nu ai 100 de milioane de euro. Deci există un motiv. Și de asemenea, există un motiv pentru care tu ai 100 de milioane de euro. Ți-a plăcut asta, puile? Da. Wow. Deci... Da, ăsta se numește termostatul prosperității. Adică, dacă tu-ți... Vezi cum am luat eu decizia să încerc altceva cu ciorba asta minune, care o să fie minunată. Asta la brăbiuțe. Uite, exact, uite, acum exact ce spuneam, scrie și aici. Convingerea este un termostat setat, puile. Și emoțiile sunt o poartă către convingeri. Dacă nu mănânci, te asum. Bun. Ia uite, puile, ce frumos spune aici. Exact ce vorbeai tu mai devreme. Mediul în care vă petreceți timpul este mai puternic ca ereditatea, puile. Tu îți dai seama? Deci dacă tu ești un om mediu, dar trăiești într-un mediu de excepție, vei deveni un excepțional. Prin ce? Prin repetiția obiceiurilor de calitate, adică mâncat sănătos în planul fizic, în planul carieră, să stai cu oameni realizați, cu oameni care nu te vorbesc de rău pe la spate. Mulțumesc că revine la ce am spus eu. Deci, în planul familie, să stai cu... Doamne, cu cine stai? Doamne, să te iubesc. Asta e. Să fie armonie, sinceritate. Bun, acum ea face usturoiul, fetelor, ăsta e usturoiul. Ce e pentru mine usturoiul, pâine? Ce putem să avem în casă? Nimic, dar să avem usturoi, nu? O, da. Și lăptic. Da. Ce ne-a venit? Câți litri de lapte ne-au venit acum jumătate de oră? Ne-a sosit 10 litri. Păi da, 5 sticle mari. Lapte de care? Lapte de... Bă,
Văcuță. De care? De văcuță. De văcuță original de la vacă. Natural, a fost mulți la ora 9 și la ora 12 la noi în frigider. Da. Deci i-am și spus, nu m-am culcat să spună nu îmi fac orez cu lapte. Muncesc mâine la sală mai mult. Da, nu că așa zice, așa zic și eu și seara tot ne facem cacao. Și facem cacao. Nu, așa zicem, dar nu, noi suntem cuminți. Dacă e să mergem mai de... Îți dai seama, pâine, noi am reușit o ceva de 5 minute să o filmăm în vreo oră. Pe bune? Păi deja sunt 45 de minute. Păi nu crede-mă că au ceva de... trebuia să... Păi știu, dar da, vreau încă o dată. Acum au rămas doar persoanele care se iubesc pe ele și bineînțeles ne iubesc și pe noi. Crede-mă că... filmăm și pâinica. Dar trebuie ceva dura foarte puțin, pentru că... Uite atât ceva, puiule, foarte important. Doamne! Dar intrăm în prea ascuns așa. Uite, ce mi s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, puiule? Am făcut așa și vârful cuțitului a atins lingurița și mi-a sărit lingura. Da, oare s-o fi filmat? Tu n-am fost atent. Eu cred că da, dar nu-mi place că mi s-a făcut mizerie. Ah, s-a dus lingura acolo, nici n-am văzut. O să ne uităm pe filmare. Aici! Așa a fost lingura și eu când am dat așa a sărit în sus. Bun. Deci place. Curajul este crucial. Cum am avut eu curaj? Să-ți, nu știu, să o îmbunătățesc sau să stric rețeta de ciocă? Acum tu... Curajul este crucial. Tu știi. Și mai este important. Îmi pasă, putem, îmi place. Îmi pasă, putem, îmi place. Mă înțelegi? Adică îmi pasă. Mie îmi pasă de viața noastră, pâine. Mulțumesc. Și de viața ta, cel care te uiți acum. Ia uite ce ușor. Nu mai stăm să ne mai cheie în pustoiul. Bun. Mm. Gândurile generează sentimente, iubire. Normal. Care te pun să acționezi. Deci gândurile generează sentimente care te pun să acționezi și apoi apar rezultatele. Și mulțumirea sufletească. Bun, hai să o filmăm pe Andriușca, ca să vedem ce reacții are. Eu? Da. La ce? La ce vorbesc, scumpa mea. Okay. Wow! Deci, pe aștept să mănânc. Uite, ce ne oprește să acționăm, puile, care la tine să știi că funcționa? Frica, iubita mea. Este, da, este, frica este un mecanism de protecție contra durerii potențiale. Mă înțelegi că tu știi din dorința, mamă, eu fac ciorba cum știu eu, nu schimb nimica, nu schimb nimica. Dar n-am făcut așa, de ce faci așa? Păi vezi, trebuie să încercăm, puile. Deci frica nu trebuie eliminată, iubire, trebuie dresată. Okay. Eu de iubirea nu, mami. Te iubește, mami. Asta dacă tot tine, mami te iubește, stai să fac și nu, că nu e făcută. Te rog frumos. Eu vreau să gust un pic, te rog. Nu, uite, ai făcut acolo. Ai păi nici făcut. Da? Uite, ia-o pe asta, te rog. Uite asta. Să gust și eu, fetelor. Ia. Ia. Te voi să tai, să văd cum se vede. Mamă. Ia uite-o. Știi cum e pâlea? Mamă, e ca de-aia bătută pâlea. Mamă, deci nu vine să... Bine, sincer, e un pic crudă, dar merge. Bune? Lasă-o așa. Nu e, se simte din cauza că e caldă. Cred, mamă, știi cum e? Are o densitate, fetelor. Pauleu. Se simte gustul de cartof. Mm-hmm. Și de mălai. Mamă, are o densitate, este foarte densă, extraordinar de densă. Cred că din două dase de satul, nu te mai mănânci. Da. Mamă, cum e, zici că e cozonac? Mm-hmm. Bun. Hai să spun metodele, iubire, acum. Deci, metodele ca să ai rezultate de calitate. Recunoștință, puile, pentru ceea ce ești și pentru ceea ce ai. Ia mai, ia repete după mine. Zi, puile. Recunoștință pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Bun. După aia mai este metoda... Metoda a doua, fetelor, care voi o faceți deja, este cunoașterea. Uite, noi acum aprofundăm cunoașterea, pâine. Mamă, cum e pâinea asta. Am lăsat-o să se răcească pe jumătate. Are alt gust, da. Are alt gust. Mănânc și cu niște usturoi. Pe bune? Bun.
Și mai este exact ce am vorbit noi în multe videouri ale noastre. Ce anume? Autopremiere, adică sărbătorirea cu ele. Cum sărbătorim noi acum? Dacă noi sărbătorim că facem mâncare împreună. Ok. Iar eu pot spune așa, persoanele care au reușit să ducă la bun sfârșit anumite dorințe, da? Nu știu, să ducă un proiect la bun sfârșit, i-a reușit. Orice mulțumire îți plătească, premiați-vă. Da. Adică, poate un mic concediu. Exact. Sau, uite, o zi să stai numai acasă. Perfect, în vârful patului. Da. Fiecare cum vrea. Da, să-ți faci ceva care îți place, nu știu, să te plimbi în vârful patului, să citești. În parcul nu știu care. Să te duci la un muzeu. Să mângâi o pisică. Fiecare... Ce animăluț are? Știi că există un proces Dickens, spui-le? De ăsta de dezvoltare personală? Sunt două forțe, pui-le, care te ajută tot așa să învingi, să crești. Obținem o plăcere din ceea ce faci și eliminăm durerea. Știi că... Am înțeles. Ai înțeles, da? Am înțeles. Ia zi, pui-le, ia mai zi. Ce ai? Ia mai zi. Ce, care e procesul Dickens? Obținem o plăcere. Bine, păi, dar de ce nu spui? Că fetele așteaptă. Zi, pâine. Mi ce ai spus nimeni? Că eu am spus, n-ai spus tu nimic. Nu, n-ai înțeles. Este exact același principiu pe care l-am spus și eu. Să te premiere, să te simți bine. Bun. Că mică. Pentru un om, tu când crezi, pui-le, că este momentul să facă schimbarea în orice parte a vieții? Planul fizic, familie sau carieră sau spiritual? Ia spune și mie părerea ta mai întâi și o spun părerea cărții. Părerea mea? Când este momentul să facem schimbarea, pui-le? Păi, dacă ești nemulțumit și îți dorești schimbare, ce momentul? Bă, exact. Asta. Vedeți? Ia uite așa spune. Normal. Ia uite așa spune. Ce anume? Uite aici, am filmat. Uite. Acum. Când este momentul să facem schimbarea? Acum. Păi, vedeți? Deci asta e scrisul meu personal. Deci, eu bag la vende caietul ăsta. Deci, vezi? Fără să citesc. Mică. Bun. Sunt mică. Pâinicile. Manipulat ăla. Asta. Deci, doamne, iubire. Eu știi cu ce o să fac? Cred că ciorbița o să cadă. Hai să vă mai spun ceva. Important. Inimioara la prințesa mea. Să vă mai spun ceva important. Mie mai dăm o pâinică, pâine. Păi, am mâncat cu deja. Stai. Nu, asta mai plăjit. Crede-mă că toate sunt. Destul te desfac. Da. Pe bune? Omul plătește pentru ghidaj, pule. Să ții minte. Deci pe internet voi găsiți, fetelor, doar informații. Cum vă dăm și noi. Oh, ce bun. Însă ghidajul face diferența. Eu vă spun exact de la noi, de la sală, ce se întâmplă. Oh, te rog. Ești de ascult că-s multe gagici, stau cu YouTube-ul deschis și fac nu știu ce exerciții? Da sau nu? Da. Bun. Nu zic nu, dar nu ai o eficiență de 100%. Și când mă uit la oameni, sunt oameni cu bani, puiule. Da, e clar. Îi strică și articulațiile. Dar mulți oameni cu bani. Duce, ce-am făcut? Ce-ai făcut? Ce-am făcut? Mâna care am pus mâna pe folia de usturoi, mâna stângă, am pus mâna pe pâinică. N-am fost în minte. Doamne. Ideea este că eu personal aș prefera, dacă îmi cumpăr haine de 100 de lei, eu pentru corpul meu fizic aș da minim 50 de lei. Ce e mai important? Haina sau cum arăți, spui? Ești de acord că la unele femei cheltuiesc mai mult pe haine deoarece arată nasol?
au, mă scuz, curul plat, au, cine știe, picioarele butuci. Nu mai zic că au unele, bine, unele care sunt deștepte de nu și-au pus silicoane, au, să zic, țâțele mici, dar din cauza că au burta mare, trebuie să-și ia tot felul de haine ciudate. Deci eu prefer, și părerea mea ar fi să dați jumate-jumate. Deci dacă dați 100 de lei pe o haină, investiți 100 de lei în corpul vostru. Să fiți frumoase, mă, fetelor sau băieților. Știi cum stă? Ia zi, puile. Poftim. Uite, luăm, că știi că m-ai complimentat de multe ori că stă orice haină bine pe mine. Deci de acord sau nu? Avem un cap de cățel. Chi? Și mă, ești de acord sau nu? Da, normal. Bun. Asta pentru că ai un corp. Mi-a căzut o sturie pe jos. Pe bune? Da. Bun. Ce-ai făcut? Am mâncat. Știți cum este? Ca un copilaj de 2 ani. Deci dacă nu ești atentă, faci ceea ce nu trebuie. Acest deci, fetelor, usturoi trebuia clătit la chivetă și pe urmă îl băgai în guriță. Dar atenție, vedeți că 90% din antrenori sunt ca și popii și ca și medicii slabi de tot. Slabi, slabi, slabi. Așa că când vă gândiți să investiți bani, scrieți-ne. Da. Bun. Gata și pâinica. O primei prăjită? Nu, că stricăm nutrienții. Lasă așa. Ok. Gata și pâinica. Și acum ultima mea propoziție, după care o să vedeți degustarea noastră. Dezvoltarea puiului autodisciplinei este calea sigură pentru a face totul posibil pentru tine. Adică exact ce spuneam mai devreme. Doamne, faceți-vă autodisciplină, nu mai cheltuiți pe tâmpenii, dar pentru corpul vostru puțin. Ia uite, v-am vândut și secretul. Așa spălăm noi tigaia. Deci da, doar cu apă, o lăsăm vreo 20 de minute așa, da, după aia o șterge cu buretele. După aceea mai pun sujetul de apă, pentru a da de pe ea ce este. Altceva noi nu facem la tigaia asta. Și cred că nici, nu cred că nici, dar nici, deci din 10 femei, nu știu dacă 8 fac asta. Toți le bagă cu detergent. Cu toate că poți fi criticată că s-a deteriorat la modul că arată cum arată. Ce contează? Contează sănătatea. Sănătatea este mai importantă și felul cum poți găti în ea nu mai contează. Da, deci fără ulei și fără să... Este minunată tigaia. Gata? Da. Bine, acum o să urmeze... Pauza. Nu, filmare mică-mică cu mâncarea când mâncăm, așa puțin o să vă explicăm noi. Bine, vă pupăm. Pupice. Așa arată masa. Ia spune-mi, Andrei a gustat înainte ca să nu soarbe acum. Spune exact, puile, cum este? Da, este ok. Mai ales că este oală, adică sub presiune. Nu regreți, da? Nu regreți. Faptul că avem oală sub presiune, pur și simplu ea mai fiert acolo. Exact, bine. Asta la vreo 90 de grade. Da, totuși. Păi spune ce mi-ai spus mie de-aia mai devreme, cu roșiile puiul. A, da. Ce nu am pus, sucul de roșii și roșiile cuburi, da? Asta în cazul în care vreți... Adică ai uitat mai pe scurt. Nu, nu, nu. În cazul în care vreți ciorba roșie. Noi am lăsat așa, oricum arată foarte bine, natur. Faptul că nu am pus roșiile, chiar nu... Mai zic-mi o dată, până la urmă, a fost ideea bună a mea? Da, e ok. Deci e ok. Încă o variantă, da. Încă o variantă, uite. Deci e mai bine așa, că e și mai rapidă ciorba, cum am făcut-o. Normal. Bun, deci ați văzut, fetelor? Bărbații au învins. Ok, iar aici... Deci aici avem legume, ce mâncăm noi de obicei, bine, sfeclă mai mult. Sfeclă roșie, ceapă, verde, ghimbir, morcov, brocoli. Și aici e faimosul mujdei. Da, mujdei de usturoi. Bine, eu cred că o să-ți mai cer eventual, de fapt n-am ce să-ți mai cer. Ce să mai cer? Nu, n-am ce să-ți mai cer. E totul bine. Este totul ok, nu trebuie mai mult. Vă pupăm!